Criza costului vieții, migrația și un nou contract social pentru Europa vor fi cele trei mari teme care vor domina în Uniunea Europeană campania electorală pentru alegerile europarlamentare, consideră deputatul european Iuliu Winkler. Europarlamentarul UDMR a declarat la DEVA că sondajele Eurobarometru din 2023 au arătat că peste 90% dintre cetățenii europeni sunt îngrijorați de creșterea costului vieții. Mi-am prezentat în Consiliul Reprezentanților Unionali dorința de a candida. Cred că am strâns oarecare experiență și am strâns și oarecare credibilitate acolo în Parlamentul European în toți acești ani și vreau să pun această experiență în slujba comunității mele în continuare. UDMR va decide, după cum va decide și despre conținutul campaniei electorale. Eu văd că sunt cel puțin trei chestiuni despre care se va vorbi în întreaga Uniune Europeană. Ele sunt în primul și în primul rând criza costului vieții, adică de fapt nivelul de trai care e din ce în ce mai nesatisfăcător al cetățenilor peste tot în Uniunea Europeană. Deci vom vorbi despre cetățeni, despre economie, despre inflație și despre toate schimbările la care suntem supuși. Avem în continuare pe masă de ani de zile problema migrației și ați văzut că de la Brexit până la alegerile din toamna anului trecut din Olanda, migrația este o temă, deci va trebui și noi să vorbim despre treaba aceasta și avem, cred, o temă pe masă care este legată de viitor, pentru că aceste alegeri care vin în România în 2024 nu vor determina doar un mandat de 4 ani, un mandat electoral, ci vor determina deceniul în care suntem și deceniul care urmează. Și atunci trebuie să vorbim, cred eu, de o nouă raportare a politicului la cetățean. Trebuie să fim mai sinceri, trebuie să fim mai deschiși spre dialog, trebuie, de fapt, să construim un nou acord social între cetățeni și conducerea politică la nivelul Uniunii Europene.